Hello, hello! Bine ai venit sau revenit pe canalul meu de YouTube. În acest video ți-am pregătit taroscopul lunii februarie pentru zodia Vărsător. După cum v-am obișnuit, în taroscopul lunar îmbin analiza astrologică, horoscopul și divinația intuitivă cu astrozaruri, cărți de tarot și cărți oracol pentru a vă da o analiză cât mai completă și cât mai detaliată pentru luna care vine. Dacă vreți să urmăriți doar o rubrică anume, aveți în descriere momentul de timp la care începe fiecare rubrică în parte. În analiza astrologică a lunii februarie, vă prezint cele mai importante evenimente astrale, precum și modul în care aceste conversații planetare ne influențează pe noi la nivel global ca și societate. În partea de horoscop, vă dau interpretarea specifică pentru zodia voastră și modul în care aceste evenimente astrale poate să vă influențeze la nivel personal. Iar la final, cu tehnicile de divinație intuitivă, adaug un strat suplimentar de simboluri și subînțelesuri, astfel încât fiecare dintre voi să aibă ghidarea intuitivă necesară pentru a lua cele mai bune decizii pe cont propriu în luna februarie. Astrozarurile fac legătura între astrologie și tarot și ne dau energia generală a lunii. Cărțile de tarot merg mai în detaliu și ne uităm pe cele trei etape ale lunii, prima parte, mijlocul lunii și ultima parte, iar la final, cărțile oracol ne dau un gând frumos ca să finalizăm tot acest video pe o temă pozitivă. Și acum hai să începem cu analiza celor mai importante evenimente astrologice ale lunii februarie și să vedem ce pot să ne aducă acestea în plan global, social, pentru toată lumea. Luna februarie va fi una foarte încărcată din punct de vedere astrologic. Încă din prima zi a lunii, din 1 februarie, avem două evenimente astrale importante. La ora prânzului, Soarele face aspect tensionat de cuadratură cu Marte, urmat de intrarea planetei Venus în Vărsător în jurul orei 4, ora României. Cuadratura Soare-Marte poate să ne aducă la nivel global o escalare a tensiunilor între liderii politici ai lumii, între formatorii de opinie ai societății noastre. În zonele tensionate de pe glob putem să vedem o escalare a conflictelor armate, conversații tensionate și chiar posibile invazii armate în încercarea de a câștiga teritorii noi. În țările care nu au conflicte armate în desfășurare, această cuadratură poate să se manifeste prin confruntări, discordanță și posibile certuri între politicienii țărilor respective. Intrarea planetei Venus în Vărsător, micul benefic în zodia societății, a globalizării, a tehnologiei și a viitorului, va aduce pentru următoarele 25 de zile schimbări în domeniul modei, a tendințelor de frumusețe, machiaj, coafură, îmbrăcăminte, încălțăminte, design de interior, arhitectură și arte de orice fel. O să vedeți o mai mare apropiere față de tehnologie și de viitor. Culorile în trend vor fi puternice, țipătoare, fosforescente. Pentru următoarele 25 de zile revin la modă tunsorile drepte, angulare, foarte curate și îngrijite. O să vedeți în trending tot mai multe opere de artă computerizate, digitalizate. În arhitectură și design de interior o să se pună accentul pe iluminat artificial, accente de lumină cu bandă de LED-uri sau cu neoane. Pentru aceia dintre voi care nu sunt dispuși să schimbe 100% garderoba pentru o tendință care o să dureze la urma urmei doar 25 de zile sau care nu sunteți dispuși să vă reorganizați întreg designul interior al casei doar ca să-l modificați la finalul lunii februarie încă o dată, dar totuși vreți să fiți în tendințe, vă recomand mici accente de culoare pe paleta Vărsătorului în culori fosforescente, paleta de gri metalizat și albastru, cum ar fi o manicură cu niște culori mai ieșite din comun sau la nivel de design interior puteți să optați doar pentru schimbarea draperiilor sau a pernelor cu care vă decorați canapeaua în culorile tipice lui Venus în Vărsător. Pe 5 februarie la ora
15 și 43 de minute, Soarele face aspect de trigon cu nodul destinului și de sextil cu nodul karmic. Va fi un moment pozitiv, mai ales pentru zodiile Vărsător, Gemeni, Săgetător, Balanță, Leu și Berbec, dar și celelalte zodii pot să beneficieze de acest aspect pozitiv, de această conversație frumoasă, ușoară și de susținere între Soare și cele două noduri karmice al destinului și al karmei. La nivel global, o să observăm în jurul acestei zile mai multe discuții referitoare la modul în care vom proceda de acum înainte cu educația, atât cu educația primară cât și cu cea universitară, la modul în care putem să susținem și să ajutăm industriile care au fost grav afectate de această pandemie din 2020, în special discuții referitoare la industria aeronautică și la transporturi în general. Călătoriile pe scurtă și lungă durată vor fi foarte bine aspectate în această zi de 5 februarie. Pe 6 februarie avem iar două evenimente astrale importante. În cursul dimineții, în jurul orei 9, Venus, micul benefic, se întâlnește cu Saturn, marele malefic, dar și profesorul strict, dur al zodiacului. Imediat după prânz, la ora 13 și 42 de minute, Venus comunică de această dată un aspect de sextil cu Chiron, celălalt profesor al zodiacului. Vedem astfel că în această zi, de 6 februarie, Venus, micul benefic, comunică cu cei doi profesori ai astrologiei. Saturn, cel strict, impenetrabil, care ține foarte mult la respectarea regulilor, și Chiron, centaurul care s-a ocupat de educația eroilor din mitologia greacă. Prin urmare, această zi de 6 februarie va fi foarte importantă pentru domeniul educației. E posibil să vedem la nivel global un mai mare accent pus pe această zonă de educație care a fost grav impactată de pandemia anului 2020. Conjuncția Venus-Saturn va încerca să impună reguli mai stricte, să legifereze clar modul în care această educație online ar trebui să se întâmple, în timp ce sextilul Venus-Chiron ne arată că aceste noi reguli vor fi benefice, vor ajuta la o mai bună desfășurare a învățământului online, vor repara o parte din greșelile din trecut și îi vor ajuta atât pe profesori cât și pe elevi de acum înainte. În 7 februarie, la ora 5 și 32 de minute dimineața, Venus face aspect tensionat de quadratură cu Uranus. Micul benefic în domiciliul lui Uranus și Uranus în domiciliul lui Venus. Acest aspect de receptivitate dublă pe care l-au cele două planete va ușura puțin din tensiunea discursului pe care îl au în această zi. La nivel global, este posibil să vedem opere de artă ieșite din comun care atrag atenția asupra dezechilibrelor sociale, asupra problemelor mondiale de care ne lovim la momentul actual. Pe 8 februarie, la ora 15 și 47 de minute, Soarele se întâlnește în aspect de conjuncție cu Mercur, de data aceasta în mișcare retrogradă. Aici e posibil, pentru o parte dintre noi, să se reia anumite teme, anumite idei, discuții, conversații avute în ultima săptămână din luna ianuarie, când Soarele s-a întâlnit cu Mercur în mișcare directă. În 9 februarie, la ora 13, Saturn face aspect de sextil cu Chiron și finalizează anumite evenimente, discuții, acțiuni începute pe 6 ianuarie, când Venus s-a întâlnit cu Saturn și apoi a făcut aspect de sextil cu Chiron. Aici o să revină iarăși în centrul atenției temele legate de educație, de învățământ, de modul în care putem ajuta atât profesorii cât și elevii să traverseze mai bine această perioadă. În 10 februarie, la ora 14 și 15 minute, Mercur face aspect tensionat de quadratură cu Marte. La nivel global, o să avem parte de discuții foarte tensionate, de o escaladare a conflictelor. E posibil să vedem oameni politici, formatori de opinie, care ies pe scena publică și transmit mesaje încărcate de tensiune, mesaje menite să răscolească emoțiile și sentimentele publicului larg. Ziua de 11 februarie va fi pe departe cea mai importantă din această lună.
Aici avem 4 evenimente astrale foarte importante. În jurul prânzului, Mercur face aspect de trigon cu nodul destinului și de sextil cu nodul karmic. La ora 14:59 de minute, Venus se întâlnește în conjuncție cu Jupiter, urmat la doar 2 ore distanță de o cuadratură între Venus și Lilith. Și nu în ultimul rând, spre finalul zilei, la ora 21:05 minute, avem faza de lună nouă în Vărsător, luna nouă care marchează finalul anului chinezesc. Luna nouă în Vărsător este momentul în care noi putem să inițiem orice schimbare dorim să vedem la nivel global. Niciun vis nu este prea mic, niciun țel nu este imposibil de atins. Mai ales ținând cont de faptul că această lună nouă este susținută de aspectele pozitive pe care Mercur le face atât cu nodul destinului cât și cu nodul karmic și de conjuncția celor doi benefici, Venus și Jupiter. Tensiunea dintre cele două planete feminine, Venus și Lilith, dintre cele două arhetipuri de feminitate, ne arată că femeile sunt cele mai în măsură să inițieze aceste schimbări, să pornească aceste discuții necesare pentru a obține pacea la nivel mondial, pentru a îi ajuta pe cei mai oprimați și suprimați din societatea noastră. În 12 februarie, la miezul nopții, începe anul nou chinezesc, anul bivolului de metal, urmat doar 19 minute mai târziu de quadratura dintre Jupiter și Lilith. Anul bivolului de metal va fi unul foarte bun pentru toți cei care își doresc să avanseze în carieră, să facă investiții imobiliare sau să se căsătorească. În acest an nu trebuie să vă așteptați la rezultate foarte rapide, ci la rezultate de durată. Va fi mult de muncă, dar cei care sunt dispuși să depună acest efort vor beneficia și de rezultatele pe care bivolul de metal le promite. Quadraturile pe care Venus și Jupiter le fac către Lilith la începutul acestui nou an chinezesc ne arată că în următoarele 12 luni o să avem din ce în ce mai multe femei în poziții de conducere, în cele mai importante corporații mondiale, vom avea tot mai multe femei în poziții de conducere în politică, la nivel global. Pe 13 februarie, la ora 9:47 de minute, Mercur se întâlnește în conjuncție cu Venus. Mercur este încă în mers retrograd, așa că mare atenție la ce spuneți, cum spuneți, mai ales pentru femei, mare atenție la modul în care comunicați, pentru că aici apare riscul unor mici greșeli, erori, neînțelegeri. În 14 februarie, la ora 4 dimineața, Marte face aspect pozitiv de sextil cu Neptun. Și în acest fel mai ușurează puțin din intențiile războinice ale planetei Marte, pentru că Neptun este planeta care dizolvă limitele, planeta fără granițe, care ușurează și transformă totul în ceva efemer. În cursul serii, la ora 19:59 de minute, Venus face aspect pozitiv de trigon cu nodul destinului și de sextil cu nodul karmic. Același tip de conversație pozitivă cu cele două noduri karmice pe care au avut-o Soarele pe 1 februarie și Mercur pe 11 februarie este reluat acum de Venus. Și în urma inițiativelor luate pe 1 și 11 februarie, astăzi pe 14 februarie, cu Venus, micul benefic aici, putem să vedem și rezultate benefice, mici câștiguri, mici avansuri în această direcție. În aceeași zi, la ora 23:39 de minute, Mercur se întâlnește în aspect de conjuncție cu Jupiter, Marele Benefic. Toate aceste aspecte ne dau un 14 februarie, un Valentine's Day foarte plăcut, foarte ușor, foarte benefic pentru toți îndrăgostiții din lume. Profitați de această energie la nivel individual pentru a repara niște relații care au fost tensionate, pentru a duce mai multă armonie și plăcere în relația voastră. Marte va fi temperat, Mercur se întâlnește cu Marele Benefic, prin urmare, orice fel de conversație în cuplu este foarte bine aspectată în această zi. Pe 15 februarie, la ora 10 dimineața, Mercur face aspect tensionat de quadratură cu Lilith. Putem vedea aici, la nivel global, iarăși discursuri tensionate, inflamatoare, menite să creeze tensiuni. Pe 17 februarie, la ora 21:08 minute, Saturn face aspect tensionat de quadratură cu Uranus.
Acest aspect va fi simțit 2-3 zile înainte și 2-3 zile după momentul exact al quadraturii. Saturn, guvernatorul antic al vărsătorului, discută tensionat cu Uranus, guvernatorul modern al vărsătorului. Saturn se află aici pe poziția de superioritate, pentru că el se află în domiciliul său antic, în timp ce Uranus în Taur se află în semnul detrimentului său. Prin urmare, în această zi o să vedem aici tensiuni între oamenii care țin cu dinții de trecut, de tradiție, de modul în care se făceau lucrurile până acum și oamenii care se uită către viitor, către inovație, tehnologie și metode noi de a face lucrurile, de a schimba societatea. Pe 18 februarie, la ora 12:44, soarele intră în Pești. Cu această mutare a soarelui, se mai degajează puțin din energia acumulată pe zodia vărsătorului, unde rămân doar 4 planete. Pe 20 februarie, la ora 1 dimineața, Venus face aspect de quadratură cu Marte. Prin urmare, e posibil ca în după-masa zilei de 19 februarie și în cursul zilei de 20 să apară aici tensiuni, mai ales între femei și bărbați, între conceptul de feminitate și masculinitate, între protecție și invazie. Mare atenție la nivel personal, nu vă certați cu partenerul sau partenera de viață, țineți cont de faptul că acest eveniment astral poate să vă influențeze relațiile personale. Pe 21 februarie, la ora 2:52, Mercur își reia mișcarea directă. El va parcurge pentru a treia și ultima oară pe anul acesta intervalul care l-a retrogradat. Prin urmare, începând cu această zi până pe la mijlocul lunii martie, aveți șansa să mai revizitați anumite topicuri, teme, discuții de care v-ați mai lovit în cursul lunii ianuarie și februarie și care nu au fost rezolvate încă. 25 februarie va fi o altă zi încărcată de energie. La ora 3:51 dimineața, Marte face aspect de trigon cu Pluto. Cele două planete războinice au o conversație de susținere și e posibil ca în această zi, la nivel mondial, să se poarte anumite discuții în spatele cortinelor, în spatele ușilor închise, discuții care să ducă la o rearanjare a puterii mondiale, la o reîmpărțire a sferelor de influență. La nivel personal, nu o să vedem încă rezultatele acestor discuții, rezultatele acestor aranjamente secrete, dar e bine să ținem cont de ele. În aceeași zi, la ora 15:12, Venus intră în Pești și cu plecarea acestei planete din vărsător, iarăși se mai ușurează din energia acumulată pe această zodie. Odată cu intrarea lui Venus în Pești, se vor schimba și tendințele și trendurile în modă, artă, arhitectură, design și industria de beauty. O să revină în trend conceptele de feminitate boemă, efemeră, în arhitectură și design de interior, modul în care este integrată apa în design și în artă o să pună mult mai mult accent pe cinematograf și pe film în general. În aceeași zi, seara, la ora 23, mai întâi Soarele face aspect pozitiv de sextil cu Uranus și apoi Jupiter face aspect pozitiv de trigon cu nodul destinului și de sextil cu nodul karmic. Aceste trei conversații pozitive vor aduce rezultate foarte frumoase pentru toți cei care sunt implicați în agricultură, mai ales în agricultura organică sau bio, investiții imobiliare, transport pe scurtă și lungă distanță, învățământ primar, secundar și universitar, filozofie, religie, călătorii. În 27 februarie, la ora 10:17 dimineața, avem faza de lună plină în Fecioară, ultimul eveniment astral important din luna februarie. Luna plină în Fecioară va veni cu finalizări și cu răsplată, mai ales pe domeniul medical. E posibil, începând cu această zi, să vedem o scădere semnificativă a cazurilor de infectare la nivel mondial și să înceapă să se vadă rezultatele benefice ale vaccinării în masa populației. Și acum, hai să vedem la ce ne putem aștepta în plan personal, în luna februarie, pentru cei care aveți zodia, ascendentul, luna natală sau aglomerare de 4 sau mai multe planete în zodia vărsător. Pentru voi, faza de Mercur retrograd se întâmplă pe prima casă astrologică.
și vă influențează în toate planurile existenței voastre. Pentru vărsători, în luna februarie e posibil să nu fiți înțeleși, să vi se răstălmăcească cuvintele, să creați o primă impresie proastă. Marte și Uranus în Taur, care fac aspect tensionat de cuadratură cu prima voastră casă astrologică, nu ajută deloc această situație. Dimpotrivă, adaugă un nivel suplimentar de tensiune care vine de pe zona voastră de locuință, familie, relația cu mama voastră. E posibil ca o parte dintre vărsători să aibă niște discuții mai tensionate cu anumiți membri ai familiei sau să fie cu nervii întinși la maxim datorită unor probleme care pot să apară în locuință. Fie trebuie să reparați ceva, să înlocuiți ceva, e posibil să aveți parte de avarii sau alt fel de probleme în locuința voastră. Partea pozitivă este că nodul destinului și nodul karmic fac aspect pozitiv de trigon respectiv sextil din casa a 5-a respectiv a 11-a astrologică. Vărsătorii pot să aibă parte de foarte multă susținere din partea prietenilor, a amicilor, anumitor grupuri sau cluburi din care fac parte și atunci când situația domestică devine foarte tensionată, se pot refugia în proiectele lor creative sau în relațiile de dragoste pe care le pot începe în acest moment. Cei care sunteți deja în relații de lungă durată, o să aveți parte de foarte multă susținere, dragoste și afecțiune din partea partenerului sau partenerei voastre. Cei care sunteți singuri, puteți să cunoașteți o persoană foarte drăgăstoasă, foarte atentă cu voi, care să vă ajute să vă detașați de problemele casnice. Faza de lună nouă, din 11 februarie, se întâmplă pentru voi pe casa întâi și este momentul în care energiile se concentrează maxim pe acest domeniu de viață. Este momentul în care vărsătorii poate să înceapă o viață nouă, în orice domeniu își doresc ei. Cei care vreți să faceți o schimbare de loc, este momentul ideal. Cei care vreți să faceți o schimbare de locuință, la fel, momentul perfect. Vreți să vă schimbați cariera, profesia, orice vreți să schimbați, acum puteți să faceți asta. Dacă aceste schimbări au început să fie inițiate de-abia după 1 februarie, ar fi indicat să amânați semnarea oricărui document oficial sau achiziționarea oricăror obiecte, imobile, proprietăți, bilete de avion, orice ar fi de achiziționat după data de 21 februarie, când Mercur își reia mersul direct. Dacă, în schimb, ați început să faceți cercetările, investigările înainte de 1 februarie, puteți să faceți acest lucru oricând, pentru că ați început demersurile înainte ca Mercur să fie în etapa de retrogradare. Faza de lună plină din 27 februarie se întâmplă pentru voi pe casa a 8-a astrologică și poate să vă aducă lucruri bune din partea unor instituții financiare, poate să vă aducă o moștenire, niște bani suplimentari, câștiguri în relațiile parteneriale și pentru aceia dintre voi care sunteți deja căsătoriți, o mărire de salar pentru partenerul sau partenera voastră. Per total, o energie frumoasă pentru vărsători pentru luna februarie, aveți grijă doar la aceste posibile tensiuni casnice, pentru că s-ar putea să vă dea bătăi de cap. Și acum hai să vedem care este energia de la Astrozarul pentru cei care aveți zodia, ascendentul, luna natală sau aglomerare de 4 sau mai multe planete în vărsător. Pentru voi, energia este de Jupiter în casa a 6-a în Gemeni. Ok. Accentul pentru vărsători se pune pe sectorul jobului, al locului de muncă, al sănătății și pentru acei care aveți animale de companie, pe relația cu acestea. Cu Jupiter în casa 6-a, aici se întâmplă doar lucruri frumoase. O parte dintre voi veți reuși să treceți peste o boală, peste o problemă mică de sănătate. O parte dintre voi o să aveți parte de lucruri bune, pozitive la locul de muncă, în relația cu subalternii sau cu colegii. O parte dintre vărsători o să reușească să-și demaște și să-și învingă niște dușmani, niște oameni care îi vorbeau de rău, care le doreau răul și care spuneau lucruri urâte despre aceștia pe la spate.
și toți vărsătorii care au animale de companie se vor bucura de clipe minunate alături de acestea. Cu gemenii pe casa a șasea, toate aceste aspecte de viață vor fi foarte active, va fi foarte multă zarvă, forfotă și agitație în viața vărsătorilor. Însă cu Jupiter acolo, toate lucrurile se finalizează cu bine și vărsătorii vor avea parte de niște surprize plăcute de la Univers. Și acum hai să vedem ce mesaje ne transmit cărțile de tarot ca să clarificăm această energie a lunii februarie pentru nativii din vărsător. Avem Regina de Bâte, 6 de monede și 9 de bâte. În prima parte a lunii, vărsătorii sunt foarte carismatici, atrag toate privirile, toată lumea vrea să fie prietenă cu un vărsător, toată lumea vrea să fie în jurul vărsătorilor și cu atâta energie planetară concentrată pe zodia lor, nici nu e de mirare. Mare atenție pentru vărsători, pentru că toată această carismă, toată această atenție pe care o atrageți asupra voastră, e posibil să vă creeze anumiți dușmani fără ca voi să vă dați seama, pentru că oamenii tot timpul vor fi geloși și vor invidia pe cei cărora le merge mai bine. Vărsătorii pot să se folosească de această energie foarte magnetică, foarte senzuală din prima parte a lunii pentru a reaprinde flacăra pasiunii în relația lor, iar cei care sunt singuri pot aici foarte ușor să atragă un partener, pentru că oricum toți ochii sunt asupra lor, toată atenția e pe vărsători. La mijlocul lunii avem aici 6 de monede. Luna nouă în vărsători din 11 februarie și zilele care urmează după această dată o să le aducă vărsătorilor un ajutor divin. O parte dintre voi s-ar putea la propriu să primiți niște bani, un ajutor material de la cineva. Dar acest ajutor, această susținere se poate manifesta și în alte moduri. Pentru vărsătorii care au depus foarte mult efort în studii sau în cariera lor, aici încep să se vadă rezultatele, începeți să fiți apreciați de cei din jurul vostru. Pentru cei care v-ați străduit foarte mult să vă țineți de o dietă, de un regim, încep să se vadă aici rezultatele. Pentru cei care lucrați de foarte mult timp la o afacere, începeți să aveți succes. Da, e posibil ca toate aceste succese, toate aceste lucruri bune să nu fie atât de spectaculoase cum v-ați dori, dar acesta este doar modul prin care Universul vrea să vă asigure că sunteți pe calea corectă, că trebuie să continuați. Mai aveți ceva efort de depus aici până când ajungeți la 10 de monede, care vine cu o răsplată mult mai substanțială, sunteți doar la 6 de monede. Mai aveți cale lungă de traversat, dar acest 6 de monede vine cu asigurarea că ceea ce faceți, direcția pe care sunteți, este direcția corectă, e traiectoria corectă pentru voi. Finalul lunii vine pentru vărsători cu energia de 9 de bâte. După această lună februarie, în care vărsătorii au avut la un moment dat 6 planete în zodia lor, aceștia ies mult mai maturi, mult mai echilibrați, cu o perspectivă nouă, cu o viziune nouă asupra vieții. Și acei vărsători care reușesc să-și aducă aminte că viața aceasta este doar un joc, este o simulare, este o hologramă pe care noi o putem manipula și care găsesc partea pozitivă în acest mesaj, vor reuși să realizeze orice își doresc de acum încolo. O parte dintre vărsători o să fie foarte obosiți pe finalul lunii. După toată această energie care a fost concentrată pe zodia lor, o să-și dorească pe finalul lunii doar să stea în casă și să o se odihnească, să se relaxeze. Asigurați-vă că atunci când puneți aceste bariere în jurul vostru, o faceți dintr-un motiv pozitiv, pentru că vreți să vă îngrijiți și să vă protejați, nu pentru că vă este teamă de ce vă așteaptă în exterior. Cu 9 de bâte aici știm că ați trecut prin multe, știm că ați fost forjați la maxim de tranzitele planetare, dar gândiți-vă că toată această încărcare pe zodia voastră nu v-a distrus, v-a făcut doar mai puternici. Amintiți-vă acest lucru atunci când pe finalul lunii simțiți că nu mai aveți energie și că vreți doar să
vă retrageți în cochilia voastră. Și înainte să finalizăm acest video, vreau să vă las cu un gând frumos. O să vă scot o carte din aceste carduri Puterea Gândului. Până când amestec eu cărțile, nu uitați să-mi lăsați în comentarii cum se aplică pentru voi această interpretare și dacă v-a plăcut mesajul meu, nu uitați să dați un like acestui video. Bineînțeles, nu uitați să vă uitați și la horoscopul și etalarea de tarot pentru ascendentul vostru, pentru zodia în care aveți luna sau aglomerare de 4 sau mai multe planete. Și acum să vedem mesajul pentru vărsători pentru luna februarie este următorul. Îmi accept unicitatea. Nu există competiție și nici comparație, pentru că suntem diferiți și meniți să fim așa. Sunt specială și minunată. Mă iubesc pe mine însă. Un mesaj foarte frumos pentru orice vărsător. Cu toții cred că rezonați cu acest mesaj, pentru că vărsătorii în general sunt unici și irepetabili. Fiecare vărsător înțelege mai bine decât oricine altcineva acest mesaj. Vă mulțumesc că ați stat cu mine până la final. Ne vedem și în videourile următoare. Pa, pa!